generozitatea. Într-un mic sat trăia un bătrân înțelept care era cunoscut pentru bogățiile sale, dar și pentru generozitatea sa. Avea o grădină plină de mere delicioase, iar copiii din sat veneau zilnic să-i ceară câte un măr. Bătrânul nu refuza niciodată un copil și împărțea merele cu bucurie. Pe de altă parte, în același sat trăia un om bogat, dar zdârcit. Acesta avea de asemenea o grădină cu mere, dar spre deosebire de bătrân, el nu dădea nimănui niciun măr, indiferent cât de mult îl rugau copiii. Într-o zi, un străin a venit în sat și a auzit povestea celor doi bărbați. Curios, a decis să-i viziteze pe amândoi. Mai întâi s-a dus la casa omului bogat și zgârcit. Străinul i-a cerut un măr, dar omul l-a refuzat imediat, spunându-i că merele lui sunt prea prețioase pentru a fi împărțite. Apoi străinul a mers la casa bătrânului înțelept și i-a cerut și lui un măr. Bătrânul nu doar că i-a dat un măr, dar i-a oferit și un loc pentru a se odihni și i-a povestit despre bucuria pe care o simte atunci când împarte merele cu copiii. Străinul a plecat din sat, lăsând în urmă două lecții importante. 1. Bogăția adevărată nu constă în cât de mult ai, ci în cât de mult ești dispus să împarți cu ceilalți. Iar a doua lecție, chiar dacă nu vei primi întotdeauna în schimb, va veni o vreme când va trebui să și dăruiești, pentru că adevărata fericire și împlinire se găsesc în generozitate și în a ajuta pe ceilalți. Și așa, satul a înțeles că bătrânul înțelept era cu adevărat cel mai bogat om dintre ei, nu din cauza merelor pe care le avea, ci din cauza inimii sale generoase.